chiar astăzi filmăm live din pușcărie, erau beți și s-au gândit să-i bage o mătură în cur, adică o codă de mătură, să-i o bage în fund. Am văzut cum avea aici cicatrici de la lamele de cuțit pe care și le-au băgat în coste aici, în el. Ai grijă, că te-am visat urât. Vezi ce faci în seara asta? Să nu-ți trebuiască să merg la bărbați. Tu auzi? Să nu mergi să te fuți, că viu acasă și apezi dau pe cojă. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Drago și iar astăzi filmăm live din pușcărie, după cum puteți observa fundalul din spatele meu și energia cu care vorbesc. Așadar, am ajuns în camera numărul 25, pe secția 3-a, în penitenciarul Gherla. În sfârșit, m-am mutat la camera de nefumători, iar în episodul trecut v-am povestit care a fost prima impresie după ce am intrat în cameră și v-am descris câțiva oameni pe care i-am cunoscut pe acolo. În cameră mai era un tip din Dej, Călin Man îl cheamă, care era acuzat pentru ceva proxenetism, din câte am înțeles. Mai era acolo un tip de vreo 35-40 de ani, pe nume Maxim, de acesta era... stai, încotură! Hai, tati, energia! În cameră mai era un tip de vreo 35-40 de ani cu care am început să mai discut și cu care chiar m-am înțeles bine și pe parcursul în care am stat în acea cameră. El era acolo pentru tentativă de omor, tipul era din Ucraina și da, din ăsta cu pistole, o fi primit ceva misiune să omoare un om și atât el cât și tipul acela pe care ar fi trebuit să-l omoare erau în România. S-au întâlnit undeva, acesta au scos pistolul. Da, man. Alo. O veni marfa? E de Lemon Haze. Da, m-a sunat un prieten că a ajuns marfa, să continuăm povestea. Așa, băiatul ăsta din Ucraina s-a întâlnit cu cel pe care trebuia să-l omoare, o tras cu pistolul după el, l-a nimerit undeva, dar acesta n-a murit, a reușit să fugă. No, în scurt timp l-a arestat și pe băiatul ăsta, pe Maxim. Acum era cercetat pentru tentativă de omor, pentru ceva trafic de țigări, deci omul s-a ocupat cu mai multe lucruri, dar specializarea lui era să, da, omoare oameni la cerere pentru o anumită sumă de bani. Și acum era aici în cameră, în penitenciarul Gherla, în camera 25, un tip foarte calm, destul de liniștit și chiar am observat că cei care erau acolo pentru crime, pentru omoruri, erau niște oameni foarte calmi cu care aveai și ce să discuți, dar calmul ăla cumva, tăcerea aia uneori cumva era înspăimântătoare, că mă, nu știi niciodată când pot izbucni ceva, se poate enerva omul, nu știu, nu-i place ceva, dar cu oamenii care erau cercetați pentru crime, pentru tentative de omor, majoritatea erau chiar foarte liniștiți, foarte calmi și chiar am rezonat destul de bine, am comunicat destul de ușor cu ei. După vreo câteva luni, acesta a primit o condamnare de 11 ani și vreo 5 luni, ceva de genul pe acolo, peste 11 ani, ceea ce, da, ajunge. Mai era acolo un băiat din Cluj-Napoca, din cartierul Zorilor, Cuiu, îi ziceau ăștia pe acolo prin cameră, un tip de vreo 25 de ani, un pic mai înalt decât mine, brunet, și tipul ăsta, iarăși ăsta ce infracțiune a făcut, incredibil, s-a întâlnit cu niște prieteni lui și cu niște gagici într-o seară la unul la apartament prin Zorilor și au venit încă un prieten de-a lor de care ăștia își mai băteau joc, i-o dat la ăla să bea, ăla s-a îmbătat, n-au început să-și bată joc de el pe acolo, să-l jignească, să-l pleznească. La un moment dat, o fază destul de urâtă, știu că, nu știu cum s-au ajuns în ipostaza asta, dar probabil tot așa, în decurs de câteva ore, oamenii erau beți și s-au gândit să-i bage o mătură în cur, adică o codă de mătură, să-i o bage în fund și bineînțeles că băiatul ăla când s-a trezit a doua zi, poate și cu poze, poate nu știu, cu filmări, cu ceva postări pe TikTok în ipostaze nasoale sau eu știu ce făceau ăștia pe acolo cu penisurile și cu bucile și cu măturile, habar n-am. Și tipul ăsta bineînțeles s-a dus și o reclamat la poliție pentru că, da, i-a făcut niște lucruri
no, cam nasole. Și eu arestat pe toți destul de repede, iar tipul ăsta care era cu noi în cameră tot așa o primi vreo 10 ani și ceva. Adică gândiți-vă de două ori înainte să faceți vreun căcat din ăsta mare, înainte să vă bateți joc de cineva, gândiți-vă mult mai bine înainte să acționați, pentru că o primiți 10 ani de închisoare. Adică nu știu dacă vă dați seama cât înseamnă 10 ani de închisoare, e enorm de mult și cu siguranță eu fi stricat viața și la băiatul ăla săracul care s-a îmbătat și și-a bătut ăștia joc, el i-a băgat mătura aia în fund, dar și-a stricat și lui viața, pentru că el în cel mai bun caz iese din pușcărie, în 6, 7, 8 ani, dar la ce faptă urâtă și penibilă în același timp o făcut, cel mai probabil va primi și o amânare, 2 sau 3, nu se știe, el momentan este închis, așa că aveți grijă ce faceți și gândiți-vă de 2 ori înainte să acționați și să faceți vreo minunăție din asta. Mai era un băiat din Baia Mare, acolo pe nume Zoli, care a zis că s-a dus cu tată să o băut ceva într-o seară la un bar sau pe undeva la vreun prieten de-a lor acasă și la un moment dat taică s-a început să se certe cu ceva tip de acolo sau cu un prieten de-a lui și s-a bătut și probabil nu mai fi dat și Zoli ăsta câteva bucăți, s-a dus tăți acasă și a doua zi omul ăla cu care s-a bătut a murit. Și acum el era cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte, deși tot susținea că tatăl s-a lovit mai tare și că el nu l-a bătut, numai o fi dat niște capace, dar cumva el a ieșit vinovat din toată povestea. La sfârșit știu că a primit vreo 7 sau 8 ani de închisoare cu executare. În cameră mai era și un domn de vreo 40 de ani, îl chema Diuri, sau așa îi ziceau prietenii, nu mai știu exact cum îl chema, dar probabil așa îl chema. Tipul ăsta era din Cluj, a fost taximetrist, el împreună cu încă o tipă au avut un copil de 7-10 ani. El și fosta lui nevastă o divorțat pentru că ea s-a combinat cu cel mai bun prieten al lui. Am mai auzit povești din astea, asta e să mai întâmplă. Și cumva ei împărțeau copilul. La un moment dat copilul a început să se plângă că maică sa se comportă nu știu cum cu el, că îl bate, că nu știu ce, n-are răbdare cu el. La taică s-o și el cumva au tot adunat emoțiile astea, frustrările astea în el, pentru că trebuiau să împartă copilul, pentru că așa e cumva normal, copilul să fie și la mama și la tata, chiar dacă ei nu mai sunt împreună. Și într-un moment în care s-au acumulat multe emoții și nu au găsit altă variantă, altă soluție, el a vrut să se omoare și a zis copilului său că uite, eu vreau să mă omor, că nu mai rezist, nu mai fac față. Și copilul i-a transmis din ce zicea el, pentru că mi-a povestit povestea destul de pe larg. Și copilul în momentul ăla i-a zis: tati, dar eu vin cu tine. Ce s-a gândit omul în momentele alea de emoții negative, nervi, frustrări ce s-o fi adunat acolo, că singura soluție e să se omoare și el și copilul. Cumva și-a omorât copilul și după aia au luat cuțitul și și-a dat și lui niște cuțite aici în zona asta, în special în coste, plămâni. Era, l-am văzut la duș când ne ducea la duș, urca la ciurdă, pe toți 25 dezbrăcați. L-am văzut cum avea aici cicatrici de la lamele de cuțit pe care și le-au băgat în coste aici, în el. Și a încercat omul să se sinucidă, dar nu a murit. A ajuns un echipaj smurd acolo în scurt timp și pe el o reușit să-l salveze, dar copilul deja era mort și nu mai era nicio șansă să-l salveze sau să-l readucă la viață. Iarăși, un om calm, un om cu care, sincer, am avut ce discuta despre viață, despre tot felul de întâmplări, dar un om care a cedat în anumite momente și a comis această infracțiune și a omorât copilul, e foarte greu de înțeles, dar, după cum vă ziceam, am hotărât să nu mai judec pe absolut nimeni, pentru că atâtea povești am auzit acolo în închisoare, încât, cumva, poate fiecare are greutatea lui, are soarta lui și îi nevoit să facă anumite lucruri, nu știm care e treaba. Asta a făcut el. După vreo câteva zile de stat acolo în cameră, la un moment dat se deschide ușa și intră acolo un băiat de vreo 25 de ani cu taică-so. Am aflat în scurt timp că era taică-so, nu am făcut cunoștință pe acolo. Tipul, popicul din Dej, salutări și mă bucur că ne-am întâlnit acolo, dacă pot să zic așa, dar totuși era un om cu care aveam ce discuta, pentru că, bineînțeles, și el era cu
cu o plantație de iarbă undeva în jurul Dejului și discutam despre plante, discutam despre iarbă, discutam despre cum se cresc plantele. Am avut un subiect comun de discuție și, ba chiar mai mult, discutam lucruri despre relațiile noastre, despre părinții noștri, pentru că am rezonat foarte bine și a fost, cred că, singurul om din penitenciarul Gherla cu care chiar m-am înțeles și cu care am putut să discut absolut orice subiect legat de orice emoție sau orice gând pe care l-aveam eu pe acolo și cumva ne-am împrietenit, zic eu, destul de fain și chiar și acum ținem legătura și nu, ce să zic, tot zâmb când... Nu, de pace, nu zic asta. El a avut o afacere de familie împreună cu tatăl său, a avut împreună o plantație de iarbă acolo lângă Dej, după cum v-am zis, undeva pe malul Someșului și la un moment dat a intervenit cineva pe fir, i-a pus acolo niște camere de filmat în copaci, a început să-l urmărească și bineînțeles că l-a prins cu plantația de iarbă pe care a avut-o acolo. Iar continuarea poveștii îi bineînțeles în penitenciar în camera 25. Chiar în scurt timp am și mutat din patul în care stăteam într-un pat mai aproape de el ca să putem comunica mai ușor și să mai împărțim păreri, să mai râdem de ăia prin cameră că făcea o grămadă de prostii. Chiar la un moment dat au venit în cameră niște băieți tot deținuți care lucrau pe acolo prin penitenciar. A intrat și un polițist acolo în cameră, s-a uitat, a măsurat nu știu ce, un polițist din ăsta cu grade, cu stele aici pe umăr și face: băieți, vedeți că punem patul 3. Adică până acum au fost parter și patul 1. Și acum au zis că ne-l pune al treilea pat deasupra pentru că suntem prea mulți și cumva trebuie să mai facă locuri că mai vine lume de pares. No, n-ai nimic ce să zici, că ne-au scos pătăți din cameră, ne-au ținut vreo 2-3 ore acolo afară și ne-au pus și patul 3. No, eu cu băiatul ăsta, cu popicul, ne-am ales iară la patul 3 undeva ca să nu fim deranjați de absolut nimeni, dar să vedem absolut tot în jurul nostru, pentru că aveam și momente în care stăteam în cură amândoi, așa cumva, el în patul lui, eu în patul meu și ne uitam în jurul nostru prin cameră să vedem cât de tâmpiți sunt unii și ce prostii fac pe acolo. Și mai aveam niște crize de râs cu el acolo, de nu ne venea să credem, chiar ne-am înțeles foarte bine și chiar dacă el n-a vrut la început să se urce la patul 3, că no, bă, totuși, n-ai scară la paturi, ține cont de asta, trebuie să te dai jos dimineața destul de repede că vine apelul și să nu te prindă în pat că îți face raport. No, el nu prea a vrut să se urce acolo în patul 3, dar după ce ne-am stabilit acolo și cât de cât ne-am făcut o idee cum să ne dăm jos rapid din pat și cum să ne urcăm înapoi în pat destul de ușor, a fost în regulă, chiar am început să facem și sport acolo în cameră, mai mulți, nu doar noi, și mai era câte unul din ăsta mai smardoi pe acolo care se uita la noi și zice: bine mă că mai făceați voi sport și afară, că de n-ajungeați voi la pușcărie, nu făceați voi sport în viața voastră, știi, și începeau mai mult să râdă pe acolo. Asta e o dumă de pușcărie, că bine mă, altă dumă, când vinea mâncarea, știi, și mereau acolo noi săraci, erau oameni care chiar n-aveau bani, nu venea nimeni la ei, nu le aducea nimeni pachet cu mâncare, nu-i căuta nimeni. Când venea acolo fasolea, tata era codă la ușă, repede, să prindă o porție mai mare de fasole. Iar vreunul de ăsta smardoi: he, bine mă, bă, mai mâncați voi fasole și afară, he, 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 he. Adică afară săraci erau mai săraci decât acolo în penitenciar. Iar de televizoare mai era o dumă că: bine mă, vă mai uitați voi la televizoare și afară, că acasă nu aveți, mă, acasă n-aveți voi televizor, uitați-vă aici, mă, că după ce ieșiți, nu mai aveți televizor. Și nu, săracii, și ăia mai prostuți râdeau din cazul lor, știi, făceau haz din caz. Noi iară râdeam că, era amuzant, era chiar amuzant în tot haosul ăla, în toată situația aia, chiar erau anumite glume amuzante, mai râdeam și noi, că nu puteam să fim matriși și supărați. Stai că-i frig la pușcărie! Bă, dar ce pățesc într-o zi? Fii atent, fază! Într-o zi eram acolo, a plecat sub pat, că îmi căutam ceva pe acolo prin plase, nu știu ce am vrut să iau, mâncare, haine, habar n-am. Bă, și vine unul, l-am auzit pe unul de acolo din cameră, unul de la mai diliu, unul din clanul familiei care deținea controlul în cameră. Și vine ăla și cum eram eu acolo, a plecat, îmi dă un picior în cur. Bă, mă trezesc, știi, enervat, deci instant, mi-a și urcat tensiunea, mă ridic în picioare, zic: ce-i, mă? Ăla, ce vrei, mă? Vrei să te bat, mă? Bă, a început
să-și dea ăla bluza jos, știi, așa, în reloare. Vai, să scoată bluza de pe el, să nu o păteze cu sânge. Și iară, bă, ce mă, vrei să te bat, mă? Între timp au mai venit vreo 2-3 oameni mai normali pe acolo, lângă el. Și eu zic, bă, ce ai, mă, ce s-a întâmplat? Păi ce, că bă, ăsta, uită-te la el, că cum reacționează. Îi zic, bă, ești tâmpit, tu mi-ai lovit, mi-ai dat un picior în cur, mă, ești retardat. Mă uitam acolo în plasă și ce glume să stea, mă? Ce, mă, că bă, te bat, mă, dă-mi pace, mă, că m-am sfădit cu nevasta, bă, deci ăsta avea o problemă. Deci e mare baulă să fii la pușcărie, să fii închis și să fii gelos, să te tăcerți cu nevasta, să... Bă, într-adevăr, se enerva, ăsta se enerva foarte tare, era, uneori era și foarte amuzant. Bă, deci ăsta într-o sară, tipul ăsta într-o sară, o sunată pe nevastă sa și i-o zis, eu avem patul chiar acolo lângă telefon și i-o zis la telefon, face, tu, ai grijă, că te-am visat urât, vezi ce faci în sara asta, să nu-ți trebuiască să mergi la bărbați, tu auzi, să nu mergi să te fuți. Că viu acasă și apezi dau pe coș. No, auzi, fii cu minte. Fii cu minte că o să fie bine, că viu acasă, că nu știu ce. Bă, când am auzit ce i-a zis omul, ce am putut să fac? A râs, îți dai seama, a râs de m-a încăcat pe mine. No, și ăsta tot avea șuete din astea cu nevastă sa, că să stea acasă, că are el niște presimțiri și să nu ridice coda, să nu umble pe la nu știu care, pe acolo, pe-n sat, pe-n... Unde zice, mă? E zice, tu să nu mergi la ferneziu, tu că viu acasă și apezi... Îți arăt eu, ți-ai grijă că te bat. Vezi, să fii cu minte, că noi avem copii, avem familie, avem cai acolo, avem de tătie. Să fii cu minte că viu acasă. No. Bă, și faza asta, nu știu ce, s-a certat ăla cu nevastă sau la telefon, deja eram obișnuit când merge la telefon să se sfădească cu nevastă sau, mă, și vine ăsta și îmi dă un picior în cur, da, v-am explicat faza, pac, pe smardoiel, pe nu știu ce, și la un dat mă prinde de aici de gât. Mă prinde așa de gât? No, m-am enervat și eu, îți dai seama, un tic, bă, foarte aproape eram, să-i dau și eu un pumn, dar noroc că mi-a luat mâna din gât, cumva. Și-o dat seama ce s-a întâmplat și că a fost prost. Și după aia a început, yo, bă, scuze, bă, că m-am sfădit cu nevastă mea, că m-am certat, că, hai, te rog, hai, nu, chiar n-am, nu știu ce m-a apucat, că ai auzit că m-am sfădit cu nevastă mea. Zic, bine, mă, omule, dar ce vina am eu, mă? Tu te dă-te cu capul de pereți în baie, du-te, omoră-te, fă ce vrei, mă, dar ce vina am eu că te-ai sfădit tu cu nevastă ta? No, tăt, vai, că scuze, că nu știu ce, că îmi pare rău, că nu se mai întâmplă, stai liniștit, no, într-adevăr, nu, într-adevăr, no, și cam atâta, cam așa s-a terminat faza, adică, bă, retardat, n-am ce, retardat, eu eram cu gândul că vreau să mă duc acasă, nu vreau să mă bat acolo cu tăți oamenii de etnie romă sau cu tăți românașii parașutați la cap, no, am zis, bine, mă, dă-i pace, asta e, nu m-a lovit omul, nu mi-a dat niciun pumn, aia, piciorul ăla și mâna aia în gât, zic, dă-i pace, că eu vreau să mă duc acasă, n-are rost să-mi fac în cazuri și probleme pe aici, să-mi fac rapoarte sau să mă devină 5 martaloși din aia să mă rupă în bătaie, no, zic, bine, dă-i pace, asta e, no, a avut o perioadă după aia de 2-3 săptămâni, o lună în care s-o comporta frumos cu mine pe acolo, știi, vai, că miau, că nu știu ce, după aia o trecut, iar eu mai avut niște faze de smardoială, dar am zis, dă-i pace că știu cine ești, stai liniștit. Era luna decembrie, eram deja arestat de 7 luni de zile, între timp am mai avut instanțe, am mai avut instanțe la tribunal, am mai avut instanțe la curtea de apel pentru schimbarea arestului preventiv, adică noi inculpații, eu și avocatul meu, asta ceream, arestul la domiciliu, pentru că la început, chiar după ce ne-au arestat, am întrebat care sunt șansele să ajung în arest la domiciliu și avocații de atunci mi-au zis, bă, poți să ajungi în arest la domiciliu, dar după 6-7 luni de zile, pentru că atunci, cumva, no, ci că ți-ar mai veni mintea la cap dacă tot ai fost închis atâta timp și îți șanse mai mari să primești arest la domiciliu. Menționez faptul că până în anul 2014 cei cercetați pentru trafic de droguri nu era legal să și arestezi preventiv, adică ok, te-au prins că ai făcut trafic de droguri, erai în arest la domiciliu sau în control judiciar, te condamna și dacă condamnarea ta era cu executare, atunci, da, te lua și te ducea în penitenciar. Dar din 2014 s-a schimbat legea asta și de atunci cei cercetați pentru trafic de droguri sunt duși în arest preventiv și ținuți ori în arestul poliției, ori în arestul preventiv de la penitenciar. Da, șeful! Această lege s-a schimbat și din cauza faptului că cei care erau cercetați pentru trafic de droguri și au fost prinși odată că au făcut trafic de droguri, ei au continuat să facă acest lucru și în arest la domiciliu, chiar dacă ei n-aveau voie să iasă din casă, clienții lor puteau să vină la ei acasă sau puteau să trimită clienții în altă parte sau alte combinații, adică oamenii ăștia nu s-au putut răbda să nu facă trafic și din cauza
cauza asta a apărut legea asta că da, e nevoie ca cei care fac trafic de droguri să fie duși în arest, pentru că dacă sunt arest la domiciliu, vin clienții la ei și tot își fac combinațiile. Dacă sunt în control judiciar, cu atâta mai ușor, înseamnă că n-au voie să iasă din județ sau n-au voie să iasă din țară și atunci cu atât mai ușor se descurcă în continuare cu aceleași treburi. Chiar știu cazuri concrete de oameni care au primit arest la domiciliu sau control judiciar și ei au continuat să-și facă treaba fără absolut nicio problemă. Așadar, timp de 7 luni, în fiecare lună am avut instanță la tribunal și la curtea de apel, dar toate până în acel moment au fost respinse și niciunul dintre cei 10 inculpați din dosarul în care a fost implicat nu a primit arest la domiciliu. Chiar îmi amintesc că în data de 20 sau 22 decembrie am avut o instanță și toți eram cu gândul că bă, hai că înainte de Crăciun și ce bine ar fi să fim de Crăciunul ăsta acasă, oricât de infractori eram, în sufletul nostru ne-am fi dorit să ajungem de Crăciun acasă, pentru că da, au sărbătorile, au farmecul lor și după cele 7 luni petrecute în arest, ne-ar fi plăcut foarte mult să fim și noi acasă, dar nici de această dată nu am primit arest la domiciliu sau o măsură preventivă mai ușoară, ci ni s-a prelungit arestul preventiv cu încă 30 de zile și da, am fost foarte, foarte dezamăgiți toți din dosar, pentru că cumva speram să mai merim un pic acasă înainte să ne condamne. Chiar în ziua de Crăciun în anul 2020, părintele din penitenciar, pentru că aveam în penitenciar și o biserică unde mai puteam merge să ne rugăm, să mai zicem un Tatăl Nostru, să mai stăm de povești cu popa și bineînțeles că ne și dădea niște puncte care ne ajutau să primim tot felul de recompense, adică să primim o vizită în plus sau să primim vizită intimă sau să primim un pachet în plus când adunai mai multe puncte. Și părintele ăsta de acolo, de la biserica din penitenciar, în ziua de Crăciun au venit cu mai mulți oameni de ai bisericii, cu ceva cor de acolo din Gherla și știu că o colindat pe toate secțiile și ne-o deschis și nouă polițistul ușa larg, o lăsat numai gratile și ne uitam toți acolo către ăștia cum colindă și majoritatea din cameră s-au apucat de plâns, erau toți triști, erau supărați că nu sunt acasă de sărbătorile de Crăciun. Eu de asemenea m-am pus în cur în pat și au început să-mi curgă lacrimile pentru că mi-au trezit un sentiment și o emoție și un dor de casă și un dor de oamenii dragi, încât, da, am răbufnit și eu și au început să-mi curgă automat lacrimi din ochi, fără să gândesc eu foarte mult. A fost un moment foarte emoționant și, da, nu m-aș fi așteptat să simt așa emoții în interiorul meu, dar... Da, mi-aș fi dorit să ajung acasă, în momentul acela speram să ajung acasă cât mai repede, în arest la domiciliu, nu de tot, că știam că probabil urmează o condamnare cu executare, dar înainte de acea condamnare cu executare mai era o șansă să ajung acasă, măcar o lună, două, să-mi echilibrez și eu mintea și sufletul și după aia dacă asta e să fie cu executare, nicio problemă, m-aș fi întors cu drag, dar nu am avut parte până în acel moment de această șansă și când a venit părintele cu corul ăla să ne colinde pe acolo, într-adevăr că cumva am fost profund afectat de faptul că, uite, sunt un om lipsit de libertate, sunt un om închis într-o cameră cu niște oameni pe care poate nu-i vreau în jurul meu sau cu care m-am mai certat sau... Îți dai seama, într-o cameră de 50-60 de metri pătrați să fiți vreo 22 de oameni, mereu hărmălaie. Și nu, erau momente mai nasoale pe acolo, se mai băteau oamenii, se mai înjurau, se mai certau cu nevestele la telefon, era tot timpul era gălăgie și cumva după alea 7 luni în care am fost închis simțeam nevoia să fiu acasă măcar o lună, două, nu contează oricât și am simțit și mai tare acel lucru când, da, au venit popa cu corul și ne-au colindat frumos acolo și noi ne uitam către ei și majoritatea, după cum v-am zis, plângeau, erau cu capul plecat. Se gândea fiecare la familia lui, unii o învățat din experiența aia, o păstrat-o și pe viitor, alții în câteva zile au uitat că a fost Crăciunul și au început iară cu zmardoieli și cu tot felul de jmecherii pe acolo, de combinații, au uitat că hai să fim mai buni și și-o dat din nou arama pe față cu cine sunt ei de fapt. Dragilor, acesta este sfârșitul de episod într-o temă emoționantă și... Vă doresc toate cele bune sau să ne vedem cât de repede. Vă las, că-i frig, v-am pupat, sper că vă place nou cadru. Like din pușcărie!